Autoritățile din SUA ar urma să anunțe, pe 15 octombrie, o decizie privind ridicarea vizelor pentru români, decizie care va fi aplicată de anul viitor, au declarat surse guvernamentale. În această perioadă, Guvernul României derulează campania Calificăm România, care vizează includerea țării noastre în programul Visa Waiver. Lansăm și campania Calificăm România și ne propunem, făcând o analogie cu fotbalul, să calificăm România în programul Visa Waiver, având destinația de a călători în Statele Unite fără viză. Exista o oportunitate uriașă, valabilă doar până pe 30 septembrie. De aceea rog toți cetățenii români care au vize valabile de tip B1 sau B2 și cei care au avut o astfel de viză trebuie să aplice pentru reînnoirea vizei. Așa vom atinge acea rată de refuz de maxim de 3% și sunt convins că, mobilizând cât mai mulți români în această campanie, vom călători în Statele Unite de anul viitor fără vize, a anunțat Ciolacu la începutul ședinței de guvern din 18 iulie. Pe 12 mai, premierul Marcel Ciolacu a declarat că este ferm convins că în octombrie, cel târziu, nu o să mai avem vize cu SUA. Premierul a ținut să precizeze că trebuie o mobilizare în continuare din partea românilor să meargă să își reînnoiască vizele care expiră.